prima parte a emisiunii noastre, stimați telespectatori, despre faptul că am invitat în avanpremieră câteva formații, o să vedeți săptămâna viitoare, peste 3 săptămâni la fel, care vor dărui cele mai frumoase cântece din repertoriul formațiilor respective, interpreților respectivi, îndrăgostiților de ziua lor, care va fi pe 14 februarie. În această seară l-am invitat în studioul nostru pe Radu Augustin Tămaș. Mulți dintre dumneavoastră își amintesc de Radu încă de acum 15-20 de ani, când a început să cânte. Era una dintre vedetele sătmarului, preferat de foarte mulți sătmăreni, pentru că Radu are un repertoriu foarte complex și variat, dar în această seară ne-a adus cântecele sale de dragoste, compozițiile lui, inspirate din trăirile lui, dar în același timp și textele. O să vedeți și în partea a doua a emisiunii niște compoziții cu totul și cu totul speciale, care ne arată frumusețea sufletului de compozitor, armonia care domnește în sufletul lui și mai cu seamă câtă atenție a alocat Radu Augustin Tămaș atunci când a compus liniile melodice și textele acestor minunate cântece de dragoste. Radu, la un moment dat am vorbit de o Ileană și mi-ai spus că e o prelucrare folclorică. Eu credeam că Ileana aceasta este soția ta, că te-a inspirat, dar până la urmă nu este adevărat. Este o prelucrare folclorică după... Este o prelucrare folclorică după o piesă veche a lui Petre Săbădean, Mă Ileană, Mă Ileană. E o piesă de excepție pe care, după ce am ascultat-o de mai multe ori, am zis, hai să o transpun într-un o versiune etno-pop, etno-rock, acolo undeva jonglează. Reușită, de altfel? Reușită, zic eu, și să știți că foarte multă muzică populară care respectă, vorba aia, fondul și forma, poate să fie prelucrat în felul ăsta. Foarte multă, foarte multă muzică românească poate fi prelucrată. Mă refer la muzica populară, la folclorul adevărat. Sub formă etno-rock, etno-pop. Da, dacă ai vorbit de prelucrări, eu cred că și Rapsodia Română, nu? De George Enescu. Înmagazinează, ne-a o prelucrare artistică de mari proporții. Știm foarte bine, George Enescu a învățat foarte multe de la Lăutarii Satelor. A învățat tot ce se poate învăța. Acolo a găsit fondul spiritualității românești, pentru că în muzica populară românească, autentică, găsim creionate structuri, armonii, contradicții, drame, doruri, jale. Și George Enescu a reușit să facă niște prelucrări extraordinare care se identifică cu ceea ce înseamnă spiritualitatea românească. Iar dacă citim o poezie de Eminescu sau una de Coșbuc sau de Tudor Arghezi, în timp ce ascultăm Rapsodia Română, vom vedea câte similitudini, câte asemănări există între mesajele muzicale și poetice pe care acești oameni de cultură ai neamului românesc le-au lăsat posterității. Sunt oameni care, dacă nu s-ar fi născut, probabil ar fi trebuit să-i creăm noi. Cel puțin când vorbim despre Eminescu, despre George Enescu, Ciprian Porumbescu. Nu văd cum ar fi fost lumea fără ei. Cel puțin fără Mihai Eminescu.
Nu văd cum ar fi fost poezia românească. Da, foarte frumos ai spus. Așadar, am ascultat în prima parte a emisiunii trei compoziții și o prelucrare folclorică aleasă din repertoriul lui Petre Săbădeanu, pe care noastră cei mai în vârstă îl știți, mai ales era în vogă în anii 70-80, Petre Săbădeanu, Benone Sinulescu, Maria Ciobanu și alte stele nemuritoare ale folclorului românesc, care oriunde în lumea aceasta au fost cartea de vizită a neamului românesc. La fel sunt și compozitorii și poeții, scriitorii de care am vorbit, dar să nu uităm și filmele românești, care sunt ancorate în istoria acestui neam, care a fost de atâtea ori bântuit de străinătate, de jale, de durere și de câte și mai câte. Și cred că acestea ar fi valorile care ar trebui să fie promovate pentru o imagine realistă a României și nu cele care scot în evidență falsuri despre acest popor minunat, nu-i așa, Radu Augustin Tămaș, acest popor talentat, cum spunea cineva, voi români aveți inteligență de export. Dar ce naiba, nu reușim să ne coagulăm până la urmă și să devenim o forță de temut în Europa în sens constructiv, în sensul bun al cuvântului, pentru că avem oameni excepționali, oameni de valoare care ar trebui respectați și scoși în evidență, dacă se poate în fiecare zi, pentru că trebuie să-i ținem pe oamenii buni lângă noi, să nu-i lăsăm să mai plece din această țară minunată. Radule, iată unde am ajuns de la Petre Săbădeanu. Da. Pentru că, până la urmă, aici este filonul, iar creațiile continuă prin tine și prin alți compozitori și interpreți de muzică ușoară și chiar de muzică populară. Încet, încet încercăm să rămânem măcar pe podium. Să facem niște versuri din când în când. Asta în funcție de starea fiecărui om. Nu poți să faci versuri că îți spune cineva, bă, să și se întâmplă de multe ori. Fă-mă, te rog frumos, două strofe pentru... Uite așa, îți dau eu tema, dar el îmi dă și cuvintele. Compoziția este unică. Ca și la Las Vegas, nou. Las fierbinți. Băi. Da. Bun. Nu? Și actul de compoziție este da, unic. Da, nu se pot naște lucrări de artă, lucruri de artă, nu se pot naște la comandă. N-ai cum. Trebuie să cauți, cum am spus și înainte, în pădure, copacul de care ai nevoie, adică materia primă, să știi că din acel copac o să modelez cea mai frumoasă mobilă sau știu eu, cea mai frumoasă sculptură. Dacă n-ai materia primă, inclusiv atunci când vrei să înveți la un instrument să cânți, degeaba te uiți pe net și încerci să înveți lesson number one, lesson number two și așa mai departe. Dacă ai trecut peste etapele de bază, le-ai pierdut, nu te mai poți întoarce înapoi. Există niște etape. Cum eram la școala populară de arte, era doamna Pop Lucia, nu o să o uit niciodată, și învățai fiecare notă. A venit aseară mama, asta era primul cântec care l-am învățat pe chitară și stătea cu bâta în mână. Și eram trei așa la... în fața partiturii. Și, bine, eu știam pe ce notă trebuie să apăs. Sincer că știam. Nu era o problemă. Eram dotat, da. Și vedea că duc degetul pe coarda respectivă, în griful respectiv. Și îmi dădea peste deget. Și zicea, tu nu-mi iei. Tu nu, lasă-i pe ăștia la doi.
Așa era, deci nu ai cum. Și tot mă întrebam o viață întreagă, păi, de ce să preda a venit aseară mama primul cântec la Școala Populară de Artă? De ce? Pentru că acel cântec conține o linie melodică total aparte. Și care, vorba aia, face parte din folclorul românesc. Deci nu e o piesă oarecare. Da, era o piesă model. Cântăm, până la urmă, Radu Augustin. Mă gândeam la acest cântec minunat, că înainte de a pleca în armată ne-am adunat toți, cum era pe vremea aceea, în 1979, anii 80, și la un moment dat, unul din frații lui taicu mi-a cântat acest cântec. A venit aseară mama din Sătucui de departe. Ca să-și vadă iar feciorul care e domn cu multă carte. Și a bătut sfios la poartă. Gramnic, i-am ieșit în prag. I s-a umezit privirea. Și m-a îmbrățișat cu drag. Și m-a îmbrățișat cu drag. Sincer, mi-au dat atunci lacrimile. Pentru că, într-adevăr, uite, vezi, Radu, cântecele astea sunt extrase din trăirile noastre sufletești. Vorbeai de Ciprian Porumbescu. Exact. Am fost în Moldova la un concurs împreună cu băiatul meu și ne-am dus la casa memorială a lui Ciprian Porumbescu. Am fost și la mormântul lui. Și acolo, în interiorul casei, e un magnetofon, un casetofon, ce-o fi, un CD player și în surdină se aude... Curge muzica aia. Se aude balada lui Ciprian. Balada pentru vioară, da. Da. O capodoperă... Da, extraordinară, sau opereta Crai Nou, da. Și parcă îl vedeam pe Ciprian în momentul în care a avut loc lansarea operetei Crai Nou și mă gândeam, oare ce operă extraordinară ar fi lăsat el, da, poporului român dacă nu ar fi murit atât de tânăr. Hai să mai cântăm, te invităm în platou, Radu, nu știu, mare mister drag. Și parfum, nu, parfum și mister de femeie, de nu știu cum e. Misterul e mister. E vorba despre persoana din cântec care încearcă să spună câteva lucruri despre el. Și parfum? Parfum, normal, ar trebui continuat ca filmul cu la parfum de femeie. Păi dar de asta să ziceam. Rămână la parfum. Da, parfum. Și cred că ne-a rămas așa în memoria olfactivă, dacă poți zice așa, parfumul de altă dată, de la prima întâlnire, da, de la primul revelion și așa mai departe. Te invităm, Radu, în platou. Nu pot decât să reamintesc faptul că toate aceste cântece, compoziții proprii ale lui Radu Augustin Tămaș, sunt dăruite de ziua îndrăgostiților, tuturor acelora care se iubesc cu adevărat, care se înțeleg foarte bine, care sunt în pragul căsătoriei, al logodnei, sau care au ajuns la vârsta senectuții. Pentru toți, Radu Augustin Tămaș, cu mare drag și cu mult suflet.
Ai vrea parcă să mai rămâi, dar nu ai cum și cui să-i ceri nimic. Ai vrea să lași în urma ta ceva ce alții nu înțeleg. Ai vrea să alegi momentul când să pleci și tu discret. Dar nu mai știi ce să mai faci, cu sensul vieții nu te împaci. Te trec fiori fierbinți și știi că-i prea târziu acum. Ai vrea să spori, dar știi că undeva în cer e un mister ascuns. și-a tale bine.
Nu contează ce o să fie, eu mereu te voi iubi. Dar la un moment dat ai spus, Radu Augustin, în textul tău, despre băiatul care ține minte de parfumul acela misterios. Și mă gândeam la Eminescu, la acea întoarcere în timp extraordinar de frumoasă. Mă gândeam la aceste versuri pentru că ele ne-au fost călăuză în adolescență. Și am să citesc doar prima strofă, Radu, ca să completez acest parfum de femeie cu mister pe care ai reușit să ni-l dăruiești prin intermediul ultimilor două cântece. Așadar, citesc din Eminescu: când amintirile în trecut încearcă să mă cheme pe drumul lung și cunoscut, mai trec din vreme în vreme, a noastră inimi își jurau credință pe toți vecii, când pe cărări se scuturau de floare ilieci. Și imediat simțim în nări parfumul de liliac, nu? Da. Dar și parfumul pe care iubita îl folosea în momentul când a mers la, sau după ce s-a dat cu parfumul respectiv, a mers la... Întotdeauna trebuie să-ți aduci aminte la de întâlnire, ceva. Da, de ceva foarte frumos. Ori de parfum, ori de culoarea pe care o îmbracă, o îmbrăca, ori coafiura, ceva trebuie să-ți aduci aminte. Ea despre el, el despre ea, întotdeauna se întâmplă așa. Îi place lui ceva la ea și îi place ei ceva la el. Deci, întotdeauna există ceva. Și acel lucru rămâne peste timp. Rămâne în timp, oricum, nu trece. De aici compatibilitatea, stimați telespectatori, dragi tineri, dacă există această comuniune între frumusețea iubirii
sufletești, cum spuneai, Radu, cumulată cu cea fizică, este extraordinar. Și de aceea, orice s-ar întâmpla, cum ai spus, am să te iubesc până la capăt. Dacă a fost iubirea adevărată, la început, ea trebuie să persiste până la capăt. Nu e așa? Nu, Radule? Dacă totuși e puternică, iubirea persistă. Persistă. Problema e că o hrănești sau nu o hrănești. Există mai multe stări, de fapt. Dar ceea ce ți amintești, cum a spus și dumneavoastră la începutul emisiunii, ceea ce ți amintești din frage de pruncie despre prima chicoteală cu prima fată sau așa, astea sunt lucruri care ți le amintești și dacă le hrănești, în suflet poți să-ți aducă doar bine. Pe părerea mea, iubirea n-a făcut rău nimănui. Nici dragostea. Absolut deloc. Astea sunt două lucruri care se îmbină. Și fără ele nu putem trăi. Da, am mai spus-o și în alte emisiuni, poate cu ocazia Zilei Îndrăgostiților. În cultura grecească există o legendă, se spune că la început omul a fost o sferă, iar zeilor le-a fost teamă că această sferă va ajunge la perfecțiune. Și ce s-au gândit ei? Au tăiat sfera asta în două și cele două jumătăți le-au aruncat pe pământ. Și de atunci fiecare jumătate își caută cealaltă jumătate. Important este să treci prin toate testele vieții ca să ajungi la cea de-a doua jumătate. Că unii n-au răbdare, știi? Se precipită, trăiesc alte pasiuni, sunt furați de tot felul de ispite lumești și nu mai ajung la cea de-a doua jumătate. Dar sunt foarte mulți dintre noi care am reușit să trecem peste aceste teste, zic eu, poate și Radu-i de acord, și până la urmă am găsit cea de-a doua jumătate și am reunit sfera aceea care înseamnă dragoste sufletească cumulată cu dragostea fizică. Deci o armonie, practic. În primul rând e vorba de bunătatea sufletului. De acolo pornesc cele două necunoscute. Iubirea și dragostea. Bunătatea sufletului, că un om cu un suflet rău nu are cum să nici măcar să-ți arate ceea ce simte pentru tine. Un om cu suflet rău. De la sufletul bun pornesc toate. Da, important este să-ți folosești inteligența pentru a face lucruri bune. Și eu, cel puțin eu, poate sunt și azi telespectator, chiar și Radu și-a propus, ca niciodată, dar niciodată să nu ne folosim inteligența pentru a face rău. Și atunci, dacă ne plasăm în această sferă a pozitivului, cum zici, Radule, că până la urmă sufletul este condiționat, nu de inteligență. Nu poți să-ți coordonezi simțurile, prima ta impuls, să faci rău sau să faci bine, nu? Să rămâi în sfera binelui. Și atunci oamenii care reușesc să se auto-coordoneze, ca să spunem așa, să aibă acest autocontrol, sigur sunt considerați că au un suflet bun. Da. Nu? Te invităm în platou din nou. Văd că ai parafrazat-ori cum titlul poeziei lui Mihai Eminescu, Seara pe deal. Zici Seara pe vale. Seara adică pe vale, nu te un pic duci pe deal, schimbat, da? Seara pe vale. E o compoziție proprie pe care am încercat-o să o scriu sub forma unui etno-pop, așa ușor. O să vedem. O să sună frumos, după părerea mea. E ceva altceva. Deci, și timpul iubirii? Timpul iubirii. Despre iubire, bineînțeles. Despre timpul adevărat al iubirii. Da, există un timp. Că mai e alocat. Nu, Radule, stimați telespectatori, dragi versurile alea, poți să faci de toate în viață, dar toate la timpul lor, sau cum e, nu? Exact. Există o vreme, fă-le la timpul lor, pentru că dacă trece vremea, ajungem tomnatici, cum spunea profesorul de română de-a mea, sau fete bătrâne, nu? La feciori le zicea tomnatici, da. Iar la fete bătrâne. Deci
toate la timpul lor trebuie definitivate, nu, până la urmă și puse la punct. Pentru că timpul trece și... Timpul trece, fetele rămân. Și fetele rămân, sigur. Da. Te invităm, Radu, în platou. Dorim, stimați telespectatori, să vă dăruim cele mai frumoase cântece, compoziții pe care Radu le-a adus în studioul nostru de Ziua Îndrăgostiților. Hai mândruță,
s-a întâmplat cu noi iubire. Hey, yeah, yeah, yeah. Nu vreau să știu, nu pot să cred că ai plecat de lângă mine. Zile și nopți mă tot întreb ce-am făcut și nu era bine. Nu vreau să știu, nu pot să cred că ai plecat de lângă mine. Zile și nopți mă tot întreb ce-am făcut și nu era bine. Da, încercăm să atingem perfecțiunea atunci când iubim cu adevărat. Poate sunt mulți tineri care se vor îndrăgosti de ziua îndrăgostiților, poate vor avea curajul să facă primul pas, să meargă la viitoarea lui prietenă cu un buchet de flori și cu o declarație de dragoste. E greu, e foarte greu, știu. Le înveți pe de rost și când ajungi să spui două vorbe, te potignești, nu? Am întâlnit zilele trecute un grup de tineri din satul mare, iar unul dintre ei mi-a zis că la o masă, undeva într-un bar, stau două fete frumoase și la o altă masă stăteau ei. Și doi dintre ei au spus că ar merge să încerce să intre în legătură cu cele două fete. Dar până la urmă niciunul n-a avut curajul. Iată cât de greu e să faci primul pas. Sigur, fetele au plecat și ei au rămas oarecum dezamăgiți. Ceilalți prieteni le-au promis: bă, uite, vă facem cinste, dar ridicați-vă și mergeți. Aveți curaj să mergeți la cele două fete, să intrați în vorbă cu ele și să vă împrieteniți. La modul cel mai frumos, desigur, nu sub o altă formă. Deci, iată, Radu, că nu s-a schimbat mare lucru. Da, da, e o chestie. Chiar dacă au trecut ani. Dar e o mare diferență între curaj și tupeu, să știți. Și tupeu, da. Una da. E să ai curajul da? Și alta e să ai tupeu. Știți, bancul ăla zice, băi, ai avut curajul să înfuri găini din coteț azi noapte? Am avut tupeu, nu curaj, zice ăla. Păi da. Cam așa e și cu dragostea și curajul de a merge să-i spună cuiva în față ce simte cineva. Ți-amintești, Radu, prin anii 80, mergeam la discotecă, ba la Eminescu, ba la Unio, ba la Liceul Sanitar,
erau atunci formațiile alea clasice, ABBA, Boniem, da. Vogue, mari, de Baccara, da. Ce mai, Pink Floyd, BZN-ul Chris Norman era... și așa mai departe. Și mergeam și noi la discotecă, știi? Bă, dar cu câtă mare greutate ne îndreptam spre o fată care aștepta acolo, că veneau și fete și băieți, tocmai în ideea să se cunoască. Începutul era mai greu. Începutul era mai greu. Vorba ta, trebuie să ai și tu. Alții erau mai tupeiești dintre colegii noștri, mai imediat să-și găseau o prietenă. Dar cei mai timizi, da, noi mai... sufeream, pentru că era greu să mergem să o invităm pe fată la dans și, na, ce să vorbești cu ea. Și când era momentul ăla, luai direcția și te îndreptai spre ea și la un moment dat vedeai un spate de bărbat că o lua la dans. Deci în momentul ăla s-a întâmplat și astfel de, au fost și astfel de situații. Da, cred că nu s-a schimbat nimic din acest punct de vedere. Prima dragoste, mai ales la 17-18 ani, e greu, nu? Dar important este perseverența. Tupeu, dacă e să după, dar nu tupeu din ăla obraznic, știi? Da, da, dar se pare că e necesar. Tupeu, așa, mai să zicem că tupeu aproape că este sinonim cu ceea ce noi numim curaj, nu? Să ai forța aia, bărbăția aia, să mergi, domnule, în față și să fii drăguț, nonșalant că... și să o inviți la dans. Numai că obiectivele pe care vrei... E ușor de dat lecții, știi? Obiectivele pe care trebuie să le atingeți diferite aici. Și de acolo începe totul, știi? Vai de mine, câtă dramă, câtă... Oricum, în viața... Vorba aia, câtă grijă trebuie să ai să nu greșești, nu? Oricum, în viața fiecărui om există etapa asta. Prima iubire... căsătoria, după aia... Sigur, copiii, familia, vine familia, da. Și așa mai departe, până se încheie programul. Dar în viața fiecărui om, nu contează în ce etapă a istoriei trăiește sau s-a născut, există oameni, fiecare om se îndrăgostește odată asta. Nu poate să spună cineva, băi, nu, că eu sunt puternic de caracter, eu am așa, eu sunt... Nu... Nu se poate. Nu există. Aia spunea cineva, mă, e ușor să cucerești trupul unei femei, dar este un mare lucru să-i câștigi dragostea ei. Dragostea unei femei, dragostea unei fete, sinceră, curată, este mai mult decât aurul, mai mult decât orice bogăție din această lume. Lăsând deoparte părinții și frații cu care, între care există o legătură și normal de iubire, pe linie de sânge, un singur om să-l faci, să-l simți că te iubește pe lumea asta, valorează cât o armata lui Alexandru Macedon. Nu se compară. Nici nu, vorbă. Nici nu sunt cuvinte, nici poezii, nici nimic. Nu există altceva, nu. Să-l simți, nu să știi. Una e să știi și alta să simți. Chiar am citit asta undeva. Da, extraordinar deci, expus. Nu se poate... Da, foarte un singur om. Da. Și există unicitate, nu? Până la urmă și în această întâlnire dintre cele două jumătăți, cum spuneau eu, cu puțină vreme mai în urmă. Și normal că există. Există acel ceva care, până la urmă, nu știu, bun Dumnezeu, babele în sat avea o vorbă. Hai mă, nu mai fi supărat, mă, că ce al tău îi pus deoparte? Și cred că avea dreptate. Iată, următoarele două cântece se referă la... Tot la iubire, domnul. Iubire, la căutarea iubirii, tu ești visul meu. Iubim cât putem. Zicea un polițian care a fost la satul mare, zice, băi, mi-a plăcut, zice, băi, omul prima dată visează, adică are un proiect. Și după aceea îl pune în practică. Da. Tudor Vianu a visat să zboare... Și a zburat. Dacă ai un vis și ești consecvent, perseverent, până la urmă îl găsești. Până la urmă îți găsești cea de-a doua jumătate, iubita, viitoarea logodnică, soție și așa mai departe. Iar apoi spui cu inima deschisă, trăiesc de dragul tău. Zice Radu, te invităm în platou. Multă bucurie, sănătate. Acum, în preajma zilei îndrăgostiților, le dorim, atât eu cât și Radu Augustin, operatorii din platou, conducerea televiziunii,
Tuturor multă bucurie, sănătate și multă, multă dragoste și iubire adevărată. Pentru voi, pentru toți cei de acasă și de pretutindeni, Radu Arcăl, Radul Augustin Tămaș vă dăruiește acel ceva din sufletul lui pe care l-a pus în cele două compoziții și cele care vor mai urma până la sfârșitul acestei emisiuni. Radu Augustin Tămaș.
așa va fi mereu, atât cât voi trăi. Tu ești visul meu și așa va fi mereu, atât cât va fi lumea. Tu ești visul meu și așa va fi mereu, atât cât voi trăi. Așa va fi mereu, atât cât va fi lumea. Tu ești visul meu și așa va fi mereu, atât cât voi trăi. Spectatorii, emisiunea noastră se apropie de final. Ne vine greu să ne despărțim, ca de fiecare dată, de invitații noștri, în special acum de Radu Augustin Tămaș. Ne despărțim cu greu de dumneavoastră, stimați telespectatori, dragi îndrăgostiți, și sperăm că și următoarele emisiuni, până în 14 februarie și chiar după, să avem parte și să aveți parte de multă iubire, de cântece dedicate îndrăgostiților mai tineri, mai în vârstă. Îți mulțumim, Radu, din suflet că ai venit în această seară alături de noi. Cred că te-ai simțit foarte bine aici. Da, largul meu. Te-ai desfășurat și sperăm că mai la toamnă poate o să ne onorezi din nou pentru a prezenta telespectatorilor noștri noile compoziții la care deja ai început să lucrezi. Să dea, Domnul, să fie o toamnă cu fructe multe. Trăiește-ți viața și Tatăl meu. Trebuie să încheiem această emisiune cu două cântece de muzică populară. Mai erau două pe lista de așteptare, dar erau de rezervă, nu, Radu? Da. Și cred că cele două cântece de muzică populară vor reuși să bine dispună și pe telespectatorii noștri mai în vârstă sau care iubesc în mod special muzica populară, dar de ce nu și pe tineri? Îți dorim mult succes! Vă mulțumesc pentru invitație și vă doresc sănătate! Vă doresc o noapte liniștită, multă bucurie, iubire și dragoste alături de cei dragi și de ființa iubită. Desigur, vă las în compania lui Radu Augustin Tămaș. La revedere! Crescut și mie fire albe în păr,
s-au dus anii tinerețe. Și mă rog de acum la bunul Dumnezeu pentru anii bătrânețe. Nici nu te gândești, omule, cum trec anii, cât ești tânăr și-n putere. Te tânjești o viață întreagă să strângi banii care n-au nicio valoare. Nici nu te gândești, omule, cum trec anii, cât ești tânăr și-n putere. Te tânjești o viață întreagă să strângi banii care n-au nicio valoare. Ce-o fost cândva, când eram fecior în floare. Zilele treceau și mie nu-mi păsa, că viața-i trecătoare. Aș da tot ce-am adunat de-a lungul vieții să mai fiu tânăr odată. Să trăiesc în lume după bunul plac, măi, și să am inima curată. Aș da tot ce-am adunat de-a lungul vieții să mai fiu tânăr odată. Să trăiesc în lume după bunul plac, măi, și să am inima curată. Viața cât mai poți, c-or veni zilele grele. Și o să-ți crească multe fire albe-n păr, și o să ajungi vorbele mele. Nu căta să strângi averi pe astă lume, că nu duci nimic cu tine. Roagă-te la Domnul să-ți dea sănătate și să poți hori ca mine. Nu căta să strângi averi pe astă lume, că nu duci nimic cu tine. Roagă-te la Domnul să-ți dea sănătate și să poți trăi mai bine. Ca meu nimeni n-are. Orice-ar zice, orice-ar face, tata-i tată până moare. Pe fața pământului, tată, ca meu nimeni n-are. Orice-ar zice, orice-ar face, tata-i tată până moare.
orice-ar fi pe lumea asta, el mi-e înger păzător. Ioge, tata meu, mi-s mândru și l-o iubi până mor. Tata are suflet mare și mă ajută la greu. Bunul Dumnezeu mi-l ție, că mi-e drag de tata meu, mă. Tata-i bun și mă înțelege, pot să-i spun orice mă doare. Tata-mi spune lucruri bune, nu vorbește la întâmplare. Tata-i bun și mă înțelege, pot să-i spun orice mă doare. Tata-mi spune lucruri bune, tata are suflet mare. Orice fi pe lumea asta, el mi-e înger păzător. Iuge, tata meu, mi-e smândru și l-o iubi până mor. Tata are suflet mare și mă ajută la greu. Bunul Dumnezeu mi-l ție, că mi-e drag de tata meu. Tata-mi dă orice aș cere și sufletul mi-l ar da. El mă păzește gerele și spune că lumea e rea. Tata-mi dă orice aș cere și sufletul mi-l ar da. El mă păzește gerele cât ar fi lumea gerea. Orice-ar fi pe lumea asta, el mi-e înger păzător. Iuge, tata meu, mi-e smândru și l-o iubi până mor. Tata are suflet mare și mă ajută la greu. Bunul Dumnezeu mi-l ție, că mi-e drag de tata meu. Cerele i-aș face, mă sfăgeaște și mă iartă. Și când plec de pângă casă, stă și mă așteaptă-n poartă. Oricât cerele i-aș face, mă sfăgeaște și mă iartă. Și când plec de pângă casă, stă și mă așteaptă-n poartă. Orice-ar fi pe lumea asta, el mi-e înger păzător. Iuge, tata meu, mi-e smândru și l-o iubi până mor. Tata are suflet mare și mă ajută la greu. Bunul Dumnezeu mi-l ție, că mi-e drag de tata meu. Thank you.